Când își binecuvânta copiii, evreul cerea peste ei pacea lui Dumnezeu. Cine dorea binele națiunii, se ruga ca Ierusalimul să fie plin de pacea divină. Profeții au știut și au mărturisit că Domnul Iisus Hristos va fi prințul păcii, iar profetul Mica afirmă cu claritate că El va fi pacea noastră. Când Fiul lui Dumnezeu a îmbrăcat trup omenesc, îngerii au cântat plin de bucurie, slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Indiferent cine au fost cei ajutați de Domnul Iisus Hristos, ei au primit bucuria și pacea Lui. Ucenicilor, Mântuitorul le-a poruncit ca oriunde vor ajunge, în orice casă vor intra, să ducă pacea sa. Indiferent că îi vizita sau că le scria, Apostolul Pavel ura bisericilor harul și pacea Domnului Iisus Hristos. Trăim într-o lume cu multiple îngrijorări, traumatizate uneori. Ceea ce se întâmplă în jurul nostru ne face să ne ridicăm semne de întrebare pentru trup, relații, națiune sau chiar pentru națiuni. În condițiile în care le sunt amenințate familiile, copiii, bisericii, cartea, creștinii, trebuie să rămână în inimă cu pacea care întrece orice pricepere, cu pacea Domnului Iisus Hristos, acelui care este pacea noastră. Într-o generație care nu știe dacă are viitor, cel mântuit trebuie să mărturisească îndrăzneți la cât mai mulți că Iisus Hristos este pacea noastră și că doar El poate oferi pacea atât de mult dorită. Frați creștini, să alegem o viețuire în baza cărții, în baza Sfintei Evanghelii. În felul acesta ne asigurăm pentru azi, pentru mâine și pentru veșnicie pacea Prințului Păcii. Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, ne asigură că atunci când unii oameni vor fi plini de groază, vor dori moartea chiar, copiii lui Dumnezeu vor avea pace și în ziua judecății, pentru că pe tronul istoriei va fi El, Hristos, pacea noastră. Dragi români, vă invit să ascultăm cuvintele înțeleptului. Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Vă urăm din suflet să aveți sărbători pline de pacea lui Hristos și să fiți purtători ai păcii lui Hristos. Sărbători binecuvântate de Iisus Hristos, Prințul Păcii.